Este ora cea mai grea pentru o predică, așa că nu o să fie o predică, este prea puțin timp pentru un concert, nu va fi un concert, va fi prezentarea unui proiect. Cât am fost păstor în primii ani, în primii 5 ani am păstorit 5 biserici, la Cacuciu Vechi îmi venea rândul să predic chiar la 3 după amiază. Era foarte greu pentru că era după masă, după masa de prânz, și publicul meu era în hipoglicemie, la fel și eu, unii în hiperglicemie, și de asta nu vă invidiez pentru ceea ce trebuie să suportați. Vă mulțumesc pentru răbdare în mod anticipat. Mulțumesc fratelui Eugen și echipei pentru invitația de a fi parte la această prezentare. Este o onoare foarte mare pentru mine să fiu alături de fratele Jonathan. A fost fascinantă prezentarea dânsului. Și ne rugăm ca acest proiect să fie de folos și să fie pus în aplicare. Cât mai multe biserici evanghelice și cât mai mulți credincioși, cât mai multe familii să cânte psalmii, așa cum am citit pe afișul de pe hol, până când ultimul psalm va fi cântat din nou. Haideți să ne ridicăm, aș vrea să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu și aș vrea să avem ca inspirație chiar ultimul psalm, psalmul 150. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt. Lăudați-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui. Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari. Lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. Lăudați-L cu sunet de trâmbiță, lăudați-L cu alăuta și harfa, lăudați-L cu timpane și cu jocuri, lăudați-L cântând cu instrumente cu coarde și cu cavalul, lăudați-L cu chimvale sunătoare, lăudați-L cu chimvale zângănitoare, tot ce are suflare să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul. Amin. Dați-mi voie să spun o rugăciune. Doamne, te rugăm, fă ca aceste momente să ne fie de folos tuturor. Și ajută-ne ca, în ciuda diferențelor dintre noi, să vedem că suntem pasionați de același Dumnezeu și îndrăgostiți de cântul biblic. Te rugăm să ne ajuți ca, uitându-ne la generațiile care ne urmează, să le dăm o moștenire, nu neapărat a unui stil sau unui gen muzical, ci a unei trăiri autentice în relație cu Tine și a unei pasiuni nestinse după Dumnezeul care ne-a ales și ne-a răscumpărat. Binecuvintează acest oraș, binecuvintează proiectul care se desfășoară acum aici și te rugăm, fă ca această dragoste pentru cântarea psaltică să se perpetueze din neam în neam. Amin. Vă rog să luați loc. Avem în jur de 45 de minute de prezentare cu câteva exemplificări muzicale. Așa cum am spus, nu va fi un concert. Mulțumesc băieților de la sunet pentru asistența cu sunetul și sperăm să putem cânta cel puțin 2 psalmi împreună. Asta este ambiția mea. Dacă reușim acest lucru, consider că a reușit această prezentare. Dați-mi voie să mă prezint. Numele meu este Marius David Cruceru. Puțin știu că am și un al doilea nume. Chiar și la catalog în copilărie, când câte o profesoară sau învățătoare îmi spunea David, mă uitam să văd dacă e vorba despre altcineva, pentru că majoritatea mă chemau pe numele Marius. Asta pentru că mama mea, în timp ce era însărcinată și făcea naveta la Vălen de Munte, de la Ploiești, citea Mizerabili. Și știți că acolo personajul principal este Marius, așa că a ținut să-mi pun acest nume, dar tata, fiind păstor, a vrut să compenseze și a zis să alegem un nume biblic. Și atunci a ales numele David. Uite, aici predestinare. Dacă asta nu-i predestinare, atunci ce poate fi? Pentru că mie psalmii mi-au salvat viața de 2 ori. Prima dată mi-a salvat viața din punct de vedere spiritual, prin mântuire. Eram la o vârstă foarte dificilă, eram destul de dezamăgit de faptul că nu puteam să urmez cariera pe care aș fi vrut să o urmez, și anume pilot de aviație militar. Am vrut să dau la liceul de aviație de la Bacău, am fost respins pe motive politice
Și atunci, destul de dezamăgit, am zis, nu mai are niciun rost viața asta, am vrut să-mi pun capăt zilelor, nu vă spun cum, ca să nu dau idei celor nemântuiți, dar i-am zis lui Dumnezeu, pentru că nu m-am îndoit niciodată de existența lui Dumnezeu. Tatăl meu a fost ucis de forțele securitate în 1975 și eram destul de supărat pe Dumnezeu de atunci înainte și i-am zis lui Dumnezeu, îți mai dau o singură șansă să-mi salvezi viața dacă vrei. Și atunci am deschis Scriptura, cam la mijloc, și acolo știți că este Psalmul 119, cel mai lung capitol din Scripturi, și am deschis, aparent la întâmplare, la următoarele versete. Învățăturile tale sunt drepte pe vecie, dă-mi pricepere ca să trăiesc. Te chem din toată inima mea, ascultă-mă, Doamne, ca să păzesc orânduirile tale. Te chem, mântuiește-mă, ca să păzesc învățăturile tale. O iau înaintea zorilor și strig, nădăjduiesc în făgăduințele tale. O iau înaintea străjilor de noapte și deschid ochii ca să mă gândesc adânc la cuvântul tău. Și atunci, ca și cum o poșghiță de gheață s-ar fi muiat de pe inima mea, am început să citesc tot psalmul, că și mai citisem, am crescut cu Biblia în casă. Suntem la a patra generație, copiii mei sunt la a cincea generație de evanghelici. Am citit din nou Psalmul 119, știți că este cel mai lung capitol din Scriptură. L-am citit încă o dată și încă o dată. Și apoi în 3 săptămâni am citit întreaga Scriptură, după care am început să citesc psalmii în fiecare dimineață, înainte de a merge la școală, pentru că aici așa spune, o iau înaintea zorilor, ca să stric. Și am început să citesc psalmii dimineața, înainte de aceste evenimente, pe la vârsta de 10 ani, când un frate a încercat să facă orchestră în biserică, a adunat băieții din biserica noastră, care băieții erau neglijați. În biserica din Iași, în care am crescut, era corul copiilor. Corul copiilor care a devenit corul fetelor mai apoi, pentru că băieții au început să suporte schimbarea de voce, nu mai puteau cânta în corul copiilor. Așa că majoritatea băieților s-au pierdut și acest frate a încercat să salveze cumva băieții dându-le activitate în biserică, m-a chemat și pe mine și pe alți colegi de-ai mei, am venit cu vioara, moștenire de la tata, m-a pus să fac așa, n-am putut reproduce, și m-a pus să cânt cântarea 777, Frumos e Câmpul Verde, deși era undeva în noiembrie, n-am reușit nici atunci să cânt, și mi-a dat diagnosticul care mi-a rămas, așa, m-a blocat multă vreme. Ești afon, ești complet afon, vezi de treabă, nu poți face orchestră. Așa că m-am dus vesel la mamă, mamă, sunt afon. Mama m-a lăsat în pace, dar după ce Dumnezeu mi-a dăruit mântuirea, s-a întâmplat ceva ciudat. Am simțit o nevoie compulsivă să cânt. Și mama, înțeleaptă fiind, auzi mă, băiete, dacă taică tu a cântat, bunică tu a cântat la caval, frații tăi sunt cu muzica, surorile tale sunt cu muzica, poate că gena aia s-a rătăcit și pe la tine. Și atunci m-a dat la clarinet, clarinetul a fost primul instrument pe care l-am încercat și m-am îndrăgostit de muzică în general și de chitară în special mai apoi. Și așa, în următoarea perioadă, am început să cânt din psalmi. Și am început, primul psalm din care am cântat a fost psalmul 18, într-o întâmplare specială pe care o voi povesti. A doua oară când psalmii mi-au salvat viața, de această dată sănătatea, a fost la vârsta de 36 de ani. La vârsta de 36 de ani credeam că în economia mântuirii, undeva pe locul 2 după Domnul Iisus Hristos sunt eu. Așa că alergam dintr-o parte în alta, căutam să facă câte 70.000 de kilometri pe an, nu știam că în limba română există cuvântul nu, că poți refuza, și am ajuns în spital cu fibrilație atrială paroxistică, eram destul de necăjit, Dumnezeu a făcut o minune realmente, este o poveste lungă, nu voi insista aici, și am rămas după aceea cu urme, la un moment dat pe aparatul Holter s-au numărat vreo 300 de extrasistole în 24 de ore și eram destul de amărât, avusesem o viață sportivă înainte, voiam să fac mișcare în continuare, voiam să mă pocăiesc de păcatele mele și pe care le-am săvârșit față de trup și l-am rugat pe Dumnezeu să mai îndea totuși viață ca să-mi pot crește copiii, primul set de copii pe care l-am avut, vorbesc de primul set, că acum avem al doilea set,
erau destul de mici și citeam împreună cu ei scripturile și am ajuns la psalm și când citeam câte un psalm în fiecare seară și am ajuns la psalmul 57 care spunea așa: inima mea este tare. Și atunci mi-a trecut un gând prin cap: Doamne, aici știu eu despre ce vorbesc, dar profesor de exegeză sunt. Știu eu, nu pot, orice text scos din context devine pretext. Inima, dar dacă ar fi, ce fain ar fi să fie vorba și despre cord, despre inimă, despre organ. Inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare. Voi cânta, da, și voi suna din instrumentele mele. Și mi-am dat seama că în perioada aceea, cât m-am agitat foarte mult, lăsasem instrumentele deoparte. N-am mai studiat la chitară, n-am mai cântat. Inima mea este tare. Voi cânta și voi suna din instrumentele mele. Trezește-te, suflete, treziți-vă alăută și harfă, mă voi trezi în zori de zi, te voi lăuda printre popoare, Doamne. Și atunci am rămas blocat pe chestia asta și am început să caut instrumente. Mai întâi am găsit instrumente medievale. Aici aveți o harfă barocă, este inspirată dintr-o pictură de Hieronymus Bosch. Puteți vedea forma aceea, este în poziție verticală. Am găsit mai întâi această harpă, după care am avut câteva lăute la rând. Asta este un fel de struț, o cămilă, nu este o lăută, este o ghitar laute. Este o lăută chitară, o lăută cu acordaj de chitară. Am adus aceste instrumente pentru exemplificare. Am început să caut caval, am găsit caval, îl aveți aici în diagonală, și am început să cânt. Ceva miraculos s-a întâmplat. Din nou. M-am dus la medicul cardiolog și mi-a spus: nu știu ce faceți, nu mă interesează, ce faceți, faceți bine. Pot să scap de nebilet? I-am spus, cam greu, dar auziți să scădeți cantitatea încet, încet, dar nu v-am spus eu, faceți propria responsabilitate. Ok. Sunt cardiac cu acte în regulă, dar din 2007 încoace nu mai au niciun fel de medicament pentru inimă. Când simt că îmi crește tensiunea, din pricini câteodată neprihănite, din alte pricini nu foarte sfinte, îmi iau instrumentele și cânt și atunci totul revine la normal. Așa am descoperit meloterapia. Și observați, această lăută are o burtă în spate, așa că atunci aveam 106 kg, a trebuit ca unul dintre noi să renunțe la burtă. Lăuta nu se putea, așa că a trebuit să renunț eu. Mai am încă de lucrat la acest proiect, dar și este o explicație științifică. Lăuta, ca și violoncelul, de fapt, se sprijină pe plexul solar și atunci acest lucru calmează sunetul. Depinde ce fel de muzică cânți, la fel și chitara se sprijină aici în plex și este o întreagă... Noi avem la Universitatea Emanuel, fratele Bălăceanu știe, avem o subspecializare de meloterapie de care se ocupă sora Alois Văduva și este o întreagă școală în lume de meloterapie. Din nou, dacă sunteți interesați, puteți lua legătura cu dânsul. Câteva cuvinte despre acest proiect David Unplugged. De unde s-a născut ideea? Mai întâi, este 10 observații, o să vă spun, și apoi, eventual, dacă avem timp, de 2-3 exemplificări. Mai întâi este un proiect personal, intim. Subtitlul și câțiva prieteni m-au silit, m-au obligat. Mi-au întors mâna la spate și m-au dus cu forța în studio și a rezultat acest CD, care nu apare în CV-ul meu, sau n-a apărut, acum am înțeles că apare. Acest CD, care are subtitlul Psalmi ca muzică de cameră. De ce e ca muzică de cameră? Pentru că este vorba de camera mea, adică de cântat în cameră. Nu sunt decântat în public, nu sunt decântat în biserică, nu sunt decântat liturgic, nu sunt decântat cu toți. Pot fi cântați acest psalm cu mulți. Pot fi cântați în tabere, pot fi cântați la întâlniri de tineret, însă eu nu aș recomanda și nu am indicat niciodată și n-am popularizat acești psalmi ca să fie cântați liturgic. Muzica liturgică este cu totul altceva. Asta este un proiect personal și un pic hușchit, ca să zic așa, în termenii din Moldova. Adică nu cade... linia unde trebuie, acum unde trebuie. Este unplugged pentru că este scos din priză. Adică eu cântasem înainte chitară bas, am cântat o vreme și într-o formație, am cântat chitară electrică, am cântat la corul fetelor, da, am cântat
Până la urmă, câțiva băieți au fost totuși răscumpărați și eu am fost basist o perioadă după ce a fost arestat fratele Costică Sfatcu. De asta este cu instrument la rece. Acum o să fie instrument la cald, dar în principiu asta este ideea. În camera ta, neauzit de nimeni, nevăzut de nimeni, cu ritmurile pe care vrei tu să le faci, cu tot felul de idei cât se poate de creative muzicale, cu acorduri smintite, ca să zic așa, poți să încerci cântați Domnului o cântare nouă. Este îndemnul de a cânta Domnului o cântare nouă și chiar am luat în serios. Am luat în serios acest îndemn de a cânta Domnului o cântare nouă și ca linie melodică, și ca ritm, și cadență, și alte, ca specie muzicală, ca gen muzical și așa mai departe. 3. Principiul pe care l-am respectat aici este fidelitatea față de text. Dacă muzica e proastă oricum, măcar textul să fie bun. Asta a fost ideea. Deci nu am schimbat nimic din traducerea Cornilescu. Traducerea Cornilescu așa cum am avut-o, melodiile mele pot fi criticate, dar măcar aveți încredere în text. Și foarte interesant, am putut cânta aceste texte cu țiganii din Ferentari, în stil manec, în stil Giampara Dobrogeană și alte stiluri mai puțin ortodoxe, de asta vă spuneam că nu este de cântat în biserică. Al patrulea lucru pe care am încercat să-l respect este atmosfera, mood-ul. Dacă este de tristețe, să fie de tristețe. Lucru care mă irita pe mine visceral era că era vorba despre o cântare cu Hristos în grădina Ghețimani și era muzică country. Hristos în grădina Ghețimani, adică puteai să cânți pe cal și învârtind la soul, nu se potrivește. Și sunt o grămadă de alte lucruri care și vorbește despre cruce, despre lucruri mari. Dacă tot este vorba despre tristețe, să fie trist, gamă minoră. Dacă e disperare, să fie disperare. Dacă este tulburare, să fie tulburător și așa mai departe. Al cincilea lucru, ritmul, este sincretic, este un amestec, o să observați, este un amestec de stiluri, este foarte un fel de salată beof sau un fel de shawarma cu de toate muzicală. De multe ori unii mi-au zis, profesioniști, aha, asta e bossa nova. Serios? Da. E rhythm and blues? Probabil. E manea? Se poate. Giampara Dobrogeană? Dacă ziceți dumneavoastră, vă pot contrazice? Nu, pentru că eu nu sunt profesionist. Al șaselea lucru, am ținut ca mesajul să primeze. Ritmul, stilul, linia melodică, acordurile, toate sunt subordonate mesajului și mesajul câteodată din psalm este un mesaj incomod. Așa că și muzica trebuie să te incomodeze. Câteodată Dumnezeu nu este interesat de confortul nostru, nici măcar auditiv. Este interesat de caracterul nostru, este interesat de formarea noastră. Dacă mergeți la margine, acolo este un atelier de olărit și veți vedea că acolo olarul ia bucata aceea de lut, o tuflește pe roata olarului și bagă degetele în ea și începe să fie foarte incomod pentru lut. De asta eu nu sunt neapărat, nu votez cu ideea că muzica ar trebui să te liniștească. Și dacă te liniștește, ce? Este o idee drăcească care vine din iad, că venim la biserică să ne simțim bine. Ne ducem la filarmonică, la teatru să ne simțim bine, la aceste instituții, cum e filarmonica și teatru, avem plăceri estetice. La biserică nu întotdeauna avem plăceri estetice și nici auditive, ci Dumnezeu trebuie să ne străpungă inima, să ne cerceteze. De asta, la un moment dat, vor fi niște ritmuri deranjante în ce veți auzi. Al șaptelea lucru, cum se nășteau aceste, hai să le spun, compoziții, foarte pretențios spus. Citeam câte un psalm și îmi rămânea câte o idee în minte, foarte așa agățată, cum ar fi asta, inima mea este tare, inima mea este tare. Și după aceea aveam câte un vierme în ureche, cum se spune în engleză, câte un fragment melodic care îmi rămânea foarte, foarte mult. Și s-asociau cele două. Uneori s-asocia obsesia mea textuală cu obsesia mea muzicală. Și atunci ieșea câte o astfel de îngemânare. Al optelea lucru, fiecare interpretare pe care o veți auzi dacă piratați CD-ul, și chiar vă sfătuiesc, ăsta este un compliment care mi s-a făcut. Tu ai auzit că studenții din Timișoara piratează CD-ul tău? Am auzit, da.
Despre alții nu vă sfătuiesc. Sunt și m-am certat cu un prieten pentru legea dreptului de autor, nu piratați CD-uri. Pe al meu vă rog chiar. Nu am niciun fel de drept de autor. Este la liber, este pe arhive.org și puteți să-l luați, să-i dau fratelui Eugen link-ul. Fiecare interpretare are câte o istorie în spate. De exemplu, în Psalmul 18 este când a fost arestat fratele Costică Sfatcu. Eram pe holul tribunalului, mai mulți, și am început să ne rugăm. Am pus mâinile așa și am început să ne rugăm. A venit un milițian și ne-a zis: nesimțiților, sunteți niște obraznici, ieșiți afară. Și am ieșit afară și după ce am ieșit afară am început să cântăm. Un alt milițian ne-a dat mai încolo și din fața tribunalului, așa că ne-am dus la un frate acasă. Știam că este ascultat de securitate și am început să cântăm. Și am început să cântăm Psalmul 18. Eu strig, lăudat fie Domnul, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Așa s-a născut în urmă cu 37 de ani. Gândiți-vă că acest proiect are 37 de ani, adică este mai bătrân decât mulți din cei care sunt în această sală. Și apoi Psalmul 97, ne-am rătăcit în Rarău, am ajuns cu bine, Dumnezeu a avut milă de noi, am ajuns cu bine jos și când am ajuns, am început, dintr-o dată s-a făcut o asociere între Psalmul 97 și obsesia melodică pe care o aveam în cap. Psalmul 23, compus în prima sesiune. Prima sesiune, eram la filologie, student la filologie, foarte speriat, 13 examene, eram coleg cu olimpicii de la latină din vremea aceea și mi s-a făcut inima cât un purice. Și vedeți, veți vedea că ritmul din Psalmul 23 este un ritm așa, este într-adevăr un fel de ritm latino, dar este foarte relaxant. Domnul este, păi ce spune acolo? Domnul este păstorul meu, adică relax. Odihnește-te, stai în brațul lui și așa mai departe. Psalmul 137, eram în armată la Topraisar și da, puteți, cine o să-mi facă biografia cândva, o să zic, aha, a fost influențat de ritmurile din Topraisar, unde sunt tătari și turci. Normal, că între ei am trăit și, bineînțeles, veți auzi Geamparaua Dobrogeană. Nouă, propagarea. În urmă cu 37 de ani am fost foarte timid vis-a-vis de aceste încercări muzicale, până m-a auzit un prieten și a spus, hai să învățăm chestia asta împreună. Dom'le, nu, astea sunt ale mele personale, intime, nu le dau nimănui, lăsați-mă că dacă aud frații de la biserică, ci când mă exclud din biserică, nu putem să cântăm așa ceva, nu-ți dai seama că asta este o ofensă la adresa fraților, sau o să potignească foarte mult. Și el mi-a zis să potignește cine umblă în întuneric de obicei, haide să cântăm. Și am început să cântăm cu un grup de tineri, cu trei tineri, după care am mai învățat câțiva tineri, le-am cântat la tineret. Am cântat odată în biserică și n-am mai cântat de atunci în biserică. Când am devenit păstor la Alejde, la un moment dat Psalmul 1 a căzut în mâna unui frate prin înregistrare și m-a chemat împreună cu alți frați: frate, ce e asta? Dumneata, ești cel care, slavă Domnului, că atunci nu era YouTube. Și zic, da, eu sunt, dar să știți că e o chestie așa, nu știu cum a fost înregistrată asta, dar să știți că e o chestie a mea, personală, adică e treaba mea, e cuvântul Domnului, e adevărat că e un pic cam nepotrivit pentru unele urechi, de aceea nu cred. Când a auzit în urmă cu 30 de ani, când am devenit colegi, fratele Puiu Caciora zice, nu te necăji, chestiile astea vor fi înțelese peste vreo 20 de ani. Și atunci m-am relaxat, pentru că am sperat atunci, fiind fibrilant, că nu mai trăiesc când vor fi descoperite. Într-adevăr, am făcut tot posibilul în acești ani să nu vorbesc foarte mult despre aceste lucruri, deși în întâlniri de tineret, în întâlniri mai relaxante, mai puțin, așa cum vă spun, în biserică sau în spațiu liturgic, am cântat aceste lucruri. Pentru că chiar dacă mi este rușine uneori de anumite căderi de silabe, eram în anul întâi la filologie, nu eram foarte atent cum cad silabele pe fiecare și de asta în Psalmul 23 cad total aiurea, de asta nu prea îl cânt în public. Acum sunt profesor de 30 de ani, nu-ți mai poți permite să cadă aiurea silabele pe melodie, dar atunci, chiar dacă mi-era rușine și chiar dacă uneori mi-este rușine de unele pasaje din acest proiect, din punct de vedere tehnic-muzical, nu mi-este rușine de Cuvântul lui Dumnezeu.
Cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce fără rod. Dacă prin acest proiect am ajuns, cum vă spuneam, la țiganii din Ferentari, la colegii mei de armată, am cântat împreună cu Nicu Patoi, tot e vorba de Galați. Nicu Patoi era din Galați, am făcut armata cu o grămadă de cei din Galați și o vreme am cântat împreună cu el în armată. Dacă am cântat împreună cu oameni care, au zis, interesant, cluburile de jazz din București, cluburile studențești, și interesant cum sună chestia asta. Și dacă le-a rămas măcar câteva zile sau săptămâni cuvântul Domnului în urechi și uneori își mai amintesc unii, tot este un câștig. Probabil acesta este cel mai mare câștig. Și în sfârșit a 10-a observație, nu sunt un profesionist. Din toată familia mea sunt singurul care n-am urmat carieră muzicală, toți ceilalți frați, surorile mele au fost cumva în conexie cu profesia muzicală. Nu sunt un profesionist, nu sunt compozitor, sunt doar un amator. Amator în sensul etimologic al cuvântului. Amator înseamnă iubitor, un iubitor pasionat de un lucru. De asta privesc cu admirație la toți profesioniștii, îi admir pentru lucrurile pe care le fac. Dacă aș mai avea o viață, probabil aș vrea să fiu și eu muzician, dar noi nu credem în reîncarnare. Dar știm un lucru, că fiind în ceruri, în locul pe care el l-a pregătit, nu știu dacă vom mai predica, vom celebra doctrina, vom celebra doxologia, dar cu siguranță vom cânta. Așa că mângâierea mea este că vom ajunge în cer și vom cânta. Deci nu sunt doar un amator care cântă pentru el în primul rând și dacă îi fac și pe alții să cânte cuvântul lui Dumnezeu, asta este cea mai mare ambiție și cea mai mare realizare din tot acest proiect. Aceasta a fost prezentarea pe scurt a acestui proiect. Să încercăm câteva exemplificări. Cum începea totul? Câte o secvență de asta muzicală. Psalmul 18, dacă aveți Scriptura în orice formă, ar fi ea, electronic sau altfel, Psalmul 18, cum vă spuneam, este rezultat într-o perioadă dramatică din fratele Cosică Sfatcu fusese arestat, eram retrași acolo, în apartament, și am început să cântăm, au fost primele acorduri, obsesia aceasta de care vă spuneam, obsesia muzicală. Este un cântec de luptă, da? Eu strig, lăudat fie Domnul, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Eu strig, lăudat fie Domnul, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Haideți să încercăm împreună. Eu strig, lăudat fie
fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Eu strig, lăudat fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Prima dată este în jos, după aceea este în sus, da? Prima dată este pesimist, după aceea ne apucă optimismul când știm că avem o armă atât de puternică să strigăm pur și simplu lăudat fie Domnul și dușmani nevăzuți sau văzuți sunt învinși de puterea slavei Lui. O să mai cântăm o dată acest refren, asta este refrenul, versetul 3. Eu o să cânt versetul 1 și 2 și apoi cântăm refrenul, adică versetul 3 de 3 ori, dar mai încercăm o dată acest refren împreună. Eu strig, lăudat fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Eu strig, lăudat fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund. Scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Eu strig, lăudat fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Eu strig, lăudat fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Da, eu strig, lăudat fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Eu strig, lăudat fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Amin. Psalmul 97. Psalmul 97 este acel psalm care a fost sau care s-a întâlnit cu muzica după rătăcirea aceea în munte. Cine n-a experimentat ce înseamnă o furtună în munte, să citească Calisrat Hogaș. La fel, versetul 1 este refrenul. Eu o să cânt versetul 2, cântăm din nou versetul 1. Când versetul 3, cântăm din nou versetul 1. Când versetul 4 și cântăm din nou versetul 1 de 3 ori. Da? Încercăm să învățăm refrenul pe care îl cântăm împreună. Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Da, Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Asta e tot. Da, haideți să încercăm încă o dată. Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Da, Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Norii și negru îl înconjoară,
dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Pentru că Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Da, Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Înaintea lui merge focul și arde de jur împrejur pe potrivnicii lui. Pentru că Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Da, Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Fulgerile lui luminează lumea, pământul îl vede și se cutremură. Să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Da, Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Da, Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Se bucură ostroavele cele multe. Amin. Slavă Domnului pentru toate. Dacă facem chestia asta așa, trebuie să se aude un cutremurat, da? Ei, se poate și mai rău decât atâta. Deci, în Psalmul 116 începe, numai exemplific câteva pasaje, după care o să închei. Am făcut acest pasaj, după care urma un solo de bas. Da? Ca să arate tulburarea. După care vine partea foarte senină. Dar am chemat numele Domnului și am zis. Și acum senin, da? Doamne, mântuiește-mi sufletul. Cu muzica putem călători. Muzica ne evocă diferite spații, diferite imagini. Și materialul sonor poate fi modelat, la fel ca cum modelezi lutul, care poate să-ți arate o cămilă sau poate să arate o mână. De aceea, Psalmul 137 arată înstrăinarea. Da? Este poporul Israel și este un spațiu străin. De asta muzica trebuie să fie străină de spațiul în care locuiești, chiar dacă ți se pare ciudată. Thank you.
atmosfera de acolo. Pe malurile râurilor Babilonului stăteam jos și plângeam. Observați, parcă se simte mișcarea a caravanilor de cămile. Tam, ti-ti-tam, ti-ti-tam, da? Și după acest plângere, în sălciile din ținuturile acelea ne atârnaserăm harfele. La un moment dat, odată am regizat cu un student să strige din sară de acolo: ia mai cântați-ne câteva din cântările Sionului. Știți cum dai la comandă la lăutare: domnule, eu ți-am lipit suta pe frunte, ia cânt acum, nu? Și atunci începe un ritm din asta de ciudă, da? Vedeți că este ca o autoimprecație. Cum să cântăm noi cântările Domnului, cântările Domnului, pe un pământ străin? Să mi se lipească limba de ceruguri, de ceruguri. Dacă nu voi face din Ierusalim, din Ierusalim, culmea bucuriei mele. Ei, vă dați seama cum era asta în Ferentari, da? Căutau băieții bețile de la țambal, dați încoace, pentru că așa e, muzica apelează diferite, încercați, se poate, încercați asta în Ferentari. Se poate, dar s-ar putea să nu aveți. Sau Psalmul 135, da, este la fel. Este o cântare care arată bucuria, celebrarea. Când eram mici și făceam în ciudă cuiva, nu știu dacă se poartă și în alte, dar în Iași unde am crescut, era sâc, sâc, am reușit, da, ai tăi, tata-i pompier, dacă vine te distruge, tata-i milițian. Tatăl meu era mort, nu aveam niciun fel de... Dar era această superioritate, această ascendență a poporului Israel. Idolii neamurilor sunt argint și aur. Idolii neamurilor sunt argint și aur. E o ironie, e o ironie extraordinară aici și trebuie să prinzi ironia aici și le prinzi prin acorduri care sunt incomode pentru ureche. Idolii neamurilor sunt argint și aur. O lucrare făcută de mâinile oamenilor. Au gură și nu vorbesc. Au ochi și nu văd. Au urechi și totuși n-aud, dar n-au suflare în gură. Și dacă publicul răspunde și îl face responsorial, facem așa. Au gură și nu vorbesc. Au ochi, au urechi și totuși n-aud, dar n-au suflare în gură. Ca ei sunt și cei ce-i fac tot ce se încred în ei, ca ei, adică. Au gură și nu vorbesc. Au ochi și nu văd. Au urechi și totuși n-aud, dar n-au suflare în gură. Psalmul 23 are un loc special în inima mea, nu se gând decât câteva secvențe. La fel, din aceeași categorie este Psalmul 4, care este bucuria celui ales. Toți cei care credem că suntem aleși de Domnul și suntem mântuiți, Psalmul 4, putem cânta acest... Cântam acest cântec când nici nu știam că se cheamă așa, adică nu știam de calvinism.
Să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strig către el. Să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strig către el. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic o să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne, lumina feței tale, Doamne, lumina feței tale, Doamne. Psalmul 4 și Psalmul 23. Mie asta îmi evocă Psalmul 23, o atmosferă foarte relaxantă, foarte, foarte senină, că ești în brațele păstorului. Și Psalmul 23 are o frângere foarte frumoasă, în care oaia devine prinț. Ați auzit povestea porcului, nu? Noi avem povestea porcului în mentalul românesc. Porcul care devine prinț. Aici este o oaie care devine prinț, o oaie care devine prințesă sau prinț, după caz. Unii dintre noi suntem berbeci. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște, El mă duce la ape de odihnă, da? Ce este versetul 4, care e tot așa o bucurie din asta. Chiar dacă ar fi să umbul primarea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu, doar tu ești cu mine. Nu-i acul și nu iau a ta, da, mă mângâie. Chiar dacă ar fi să umbul primarea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu, doar tu ești cu mine. Nu iau și nu iau a ta. Mă mângâie. Și continuă. Este chiar tot psalmul până la capăt cântat. Și la urmă, după minoră, în minoră este toată povestea, este în la minor, se termină tot un major când spune și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Propunerea mea este pentru ultimul minut pe care îl mai avem să cântăm împreună Psalmul 18, pentru că e scurt, și să îl glorificăm pe Domnul, pentru că este vorba despre laudele Domnului. Vedeți, în Psalmul 150, în ultimul psalm pe care l-am citit, aș vrea să fac două, trei observații aici, încheind. Lăudați pe Domnul, arată destinatarul, da? Bătrânii noștri aveau această cerință, să fie pomenit numele Domnului. În orice cântăm noi, să fie pomenit Domnului. Cântăm Domnului, nu cântări din astea care sunt dubioase, mai luat, mai îmbrățișat, mai atins, dar taică tu știe că te-a atins. Mai, adică nu știi, poți cânta la Mamaia, la festival, și poți cânta și în biserică, dacă uneori nu se schimbă nici formația. Deci destinatarul ne arată dimensiunea laudei, din
autorul psalmului știa că vom fi în avioane și vom cânta din templu și până în întinderea cerului. Dimensiunea laudei este universală, și munții, și dealurile. Lăudați-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui, după care ne arată că trebuie să cântăm doctrine, că cântăm isprăvile Domnului, cântăm măreția Lui. Martirii au murit pentru doctrine, n-au murit pentru emoții. Cântările nu sunt ca să stârnească emoții. Pentru emoții nu moare nimeni. Pentru doctrine s-a murit de-a lungul istoriei. Deci noi cântăm doctrine și în sfârșit diversitate, de la caval, care sună foarte dulce, până la această harfă care era un sunet foarte scurt, gândiți-vă că nu se putea amplifica niciun fel, erau încăperile alea de piatră care erau singurele amplificatoare, sau lăuta care se punea pe masă. Vedeți, în iconografie era sprijinită pe masă, pentru că masa din lemn masiv funcționa ca un amplificator. Deci avem destinatarul, avem dimensiunea dragostei, avem doctrinele pe care le cântăm și, bineînțeles, avem diversitate în laudă, cu chimvale sunătoare, dar și sunete fragile, al flautului drept, al cavalului, alăuta, sunet fragil, harfa, sunet fragil, trâmbița, sunet tare, percuție și așa mai departe. Deci Dumnezeu se bucură în această diversitate, nu așa cum o înțeleg cei care ne impun corectitudinea politică, ci în diversitatea creației așa cum El a lăsat-o. Deci, refrenul este: eu strig, lăudat fie Domnul, și să încheiem cu această concluzie, eventual la final, în ultimul minut, o să exemplific sunetele instrumentelor pe care le avem în față. Eu strig, lăudat fie Domnul, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Eu strig, lăudat fie Domnul, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei, da. Eu strig, lăudat fie Domnul, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Eu strig, lăudat fie Domnul, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Scapă și întăritura mea. Eu strig, lăudat fie Domnul, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Eu strig, lăudat fie Domnul, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Eu strig, lăudat fie Domnul, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Eu strig, lăudat fie Domnul, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Amin, slăvit să fie Domnul în veci. Nu spun să mă urmați pe mine, nu faceți ca mine. Așa am făcut eu timp de 37 de ani și în intimitate asta fac din când în când. Încerc să-L laud pe Domnul schimbând acorduri, fragmentând linii melodice, încercând structuri sau succesiuni creative de acorduri. Nu cred că sunt un model bun. Cred că există o diferență între muzică liturgică, așa cum cred că există muzică de condus mașina. Spre exemplu, frate, asta putem să o cântăm în biserică. Nu, asta poți să o ascunzi când conduci mașina. Vum, vum, vum. Este, se poate. Există muzică creștină care îți face masaj la ficat și pancreas. Deci, realmente, cred că se poate. Există muzică de ascultat în duș și de cântat în duș. Există o muzică pe care o putem cânta comunitar, nu este asta.
Și aici ce am adus pentru este această chitară laute. Nu mai să auziți tipul de sunet. Este asemănător cu cel al lăutei, dar nu este o lăută. Lăuta are coarde de maț, de maț de animal, corzele de bas erau din maț de vită sau chiar din tendon de vită pentru cele mai groase și după aceea maț de oaie eventual. Un sunet care este să eclizează gust. În iconografie îl veți vedea pe David reprezentant cu asemenea harpă. Harpa aceasta, forma ei datează de undeva de prin secolul 14-15, este acordată diatonic, adică nu avem diej, după aceea au apărut levierele, dar era o harpă portabilă, era harpa trubadurilor. Și multe lucruri nu s-au modificat. Este exact invers față de harpa modernă, care are cutia de rezonanță aranjată altfel. Asta se punea așa pe umăr, da? Era ușor de purtat, așa, și se punea pe umăr și sunetul ei este la fel, foarte timid. Acum nu este acordată, mai ales că a stat într-o mașină încălzită. Și astea erau pus intenționat ca să se audă acest zumzet. Auziți un zum? Da? Și, bineînțeles, cavalul. Acesta este un caval care în tot spațiul indo-european și balcanic avem cavalul care este în două variante, deschis la ambele capete sau deschis la un singur capăt, cum este acesta, cu 5 găuri. Este un instrument care e foarte greu de controlat. O să cânt un fragment, o singură, două, trei note, practic, nici măcar o măsură, dintr-o cântare care este atribuită fratelui Nicoliță Moldoveanu, de fapt, probabil o să recunoașteți. Și versuri, cred că tot Traian Dorz. Este un sunet foarte dulce și este un instrument ritmic. Dacă mergeți în sud, acesta este făcut de un maestru din sud, un maestru de caval, este genul acela de ritm sonor. De asta, când spune de jocuri de instrumente, se referă la ceva de genul acesta. Deci, vedeți că se produc armonice, da? Deci dacă sufli mai cu volum mai mare, atunci poți obține sunete la vartă, gvintă și așa mai departe. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumim mult, frate Marius. Adevărul este că de-a lungul secolelor psalmii au fost interpretați în foarte, foarte, foarte multe feluri. De la cântul congregațional, la cântul citit, în primele secole se citea textul cu modulații ale vocii foarte ușoare, stil bizantin, stil gregorian, chantul anglican. De-a lungul secolelor, foarte, foarte multe forme, această carte de cântări a poporului lui Dumnezeu a primit o expresie diversă muzicală. Și mulțumim că în seara asta am putut să vedem un alt mod de a interpreta, de a cânta psalmii. Avantajul mare a acestui mod de interpretare este că cânți textul biblic nealterat, efectiv așa cum îl avem în proză, în scriptură. Pe când prin versificare se poate pierde puțin, pentru că trebuie să respecti un metru muzical,
o anumită măsură care să poată fi cântată cu toată biserica. Dar prin acest fel de cântare se poate cânta întregul, efectiv, textul biblic, dar e foarte greu de cântat, iarăși, cu biserica. Așa că trebuie să... Soluția de compromis și cea mai bună soluție care a rezistat până astăzi a fost ceea ce Martin Luther, John Calvin și Reforma Protestantă a promovat prin psalmii metrici, psalmii versificați și puși pe melodii, care pot fi cântați cu întreaga biserică.